Bună ziua, dragi cititori, dragi iubitori ai cărții Herald, iată-ne din nou împreună la pastila de lectură în cadrul campaniei Lecturi filozofice, care campanie va ține până pe data de 31 mai. Intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald, găsiți lucrări de filozofie atât în colecția Cogito, cât și în alte colecții, cum ar fi Cultură și Civilizație. Astăzi vorbim despre Leviatanul lui Thomas Hobbes, o carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald în traducerea lui Alexandru Anghel. Avându-l alături de noi pe domnul Adrian Niță, cercetător științific la Institutul de Filozofie Constantin Rădulescu Motru și conferențiar universitar doctor. Leviatanul este considerat, putem spune, una dintre cele mai influente și mai importante opere din istoria intelectuală și politică a Europei, putând fi comparat cu scrieri ale filozofilor și gânditorilor antici, precum Platon, Aristotel, apoi venind în Evul Mediu, Machiavelli, după care Hegel, Marx. Multe dintre subiectele discutate în această lucrare de Hobbes, de la elemente care țin de antropologie, epistemologie și psihologie sau psihologie a maselor, psihologie colectivă, până la conceptul de suveranitate și cel de reprezentare, teoria generării statelor, structura socială, cauzele dizolvării statului, au rămas, am putea spune, cât se poate de actuale. Domnule Adrian Niță, prima întrebare: de ce este Leviatanul, de ce putem considera Leviatanul una dintre cele mai importante lucrări care s-au scris în acea vreme, ca o operă din istoria și, să spunem, istoria intelectuală și politică a Europei. Într-adevăr, Leviatan este o lucrare foarte importantă, foarte valoroasă. Ați atins deja câteva dintre părțile cele mai importante pe care le putem găsi în această lucrare. Este o lucrare clasică, în sensul că poate să stea foarte bine lângă autorii pe care i-ați anunțat. Pe de altă parte, trebuie văzut contextul în care apare și, legat de acest context, am să vorbesc de ce mi se pare mie că e una dintre cele mai importante lucrări. În secolul XVII, perioada în care a scris Hobbes, trebuie văzute foarte mult ca o perioadă de conflicte, mai ales în spațiul Marii Britanii. Erau foarte multe războaie și, să zic așa, civile și religioase. Era în plină desfășurare războiul de 30 de ani, era războiul civil. Prin urmare, Hobbes a căutat niște soluții la această problemă. Iar una dintre soluții o avem aici, este ceea ce se numește Leviatan. Din punctul meu de vedere, cel mai important aspect care trebuie menționat aici este ideea de rațiune și accentul pe care îl pune el pe rațiune. Suntem în secolul XVII, suntem în plin război, dar cu toate acestea el este un raționalist și vrea să facă din rațiune, cum să zicem, cheia supremă a lumii. Deci chiar dacă noi suntem în război și chiar dacă, cum să spunem, în război vocea rațiunii nu prea se aude, că se aude zgomot de arme și de gloanțe, el e optimist din punctul ăsta de vedere și consideră că putem să facem prin intermediul rațiunii ceva în așa fel încât să asigurăm pacea. Asta e tocmai rațiune. După părerea mea, rațiunea poate fi văzută aici din mai multe perspective, din mai multe privințe. Mai întâi, dacă o privim ca o rațiune, ca o facultate a noastră, el o caracterizează într-un fel diferit decât vedem noi azi, sau, mă rog, poate chiar și contemporanii lui, în sensul că rațiunea trebuie exercitată, trebuie exersată.
este capacitatea de a calcula, de a face niște consecințe, de a ști consecințele și de a le pune apoi mai departe în calcul. Și în felul acesta, prin calcul, putem să facem, având în vedere cantitățile, calitățile, având în vedere mișcările, având în vedere ce se mișcă, ce stă pe loc. O întreagă clasificare aici, să zicem, a ramurilor rațiunii, care se suprapun până la urmă pe ramurile științei. Deci această teorie a consecințelor este foarte importantă pentru că ne ajută să fim ființe raționale. Cu alte cuvinte, omul nu atât se naște ființă rațională, dar mai degrabă el devine ființă rațională, în sensul că își exercită puterea rațiunii. Să zicem, copiii mici, de, nu știu, un an, de doi ani, după Hobbes, nu au rațiune. Nici noi nu zicem astăzi că au. Să zicem, un copil care nu vorbește. E greu de spus că are rațiune. Nu poate să calculeze. Dar e clar că el face niște calcule, fără cuvinte, fără chiar și la o zi. E înzestrat suficient încât să știe ce să facă în orice situație în care este pus. Dar ce vrea Hobbes să spună este faptul că rațiunea se exersează, se exercită. Și în felul acesta omul devine om. Deci acesta ar fi, după părerea mea, una dintre cele mai importante motive, cele mai importante motivații pentru ca această lucrare să fie considerată una dintre cele mai importante din istoria europeană, istoria ideilor. De ce ați recomanda cartea lui Thomas Hobbes, Leviatanul, pasionaților nu doar de filozofie, dar și de științe politice sau de filozofie politică, ca disciplină? Aici sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le subliniem. Un cititor neavizat poate să rămână cu o impresie de, cum să zicem, de totalitarism sau de absolutism cu privire la această lucrare. Chiar și în epoca a fost înțeleasă așa. Dar trebuie să subliniem aici un aspect foarte important. Faptul că deci înainte de a vorbi puțin despre de ce aș recomanda. Deci aș recomanda-o pentru teoria contractualistă, pentru, din punct de vedere al filozofiei politice, cu alte cuvinte. El încearcă să arate că prin rațiune putem să facem în așa fel încât să asigurăm pacea oamenilor. Cei care conduc societatea, dar și noi ca oameni, instituțiile statului, pot să facă în așa fel încât să se asigure pacea și bunăstarea oamenilor. Cu alte cuvinte, ceva pentru oameni. Acesta este țelul, acesta este scopul. Cu alte cuvinte, ăsta e rolul rațiunii. Asta face rațiunea. Rațiunea, știința, avem calea, avem drumul și avem țelul. Țelul este pacea și bunăstarea oamenilor. Din punctul ăsta de vedere, el este un optimist, să zic așa, un optimist. Și aici trebuie să facem o distinție între de drept și de fapt. Asta e o chestiune de drept. Așa ar trebui să se întâmple. Pe semne că e foarte greu să se realizeze și în vremea lui și în vremea noastră și putem să vedem oriunde, pe semne că este greu să se realizeze lucrul acesta și din cauza aceasta el a fost considerat teoreticianul cum să zicem, absolutismului sau totalitarismului. Pentru că cu adevărat e foarte greu de realizat. Chiar și atunci când ai scopuri nobile, cum este acesta legat de pace, poți să dai înlături și poți să greșești, deci ai bune intenții, dar faci lucruri rele. Și acum să ajung la contractualism. Deci el arată că oamenii sunt răi de la natură. Oamenii când se nasc, sau în starea premergătoare a apariției statului, deci la starea naturală, oamenii sunt răi, au niște interese egoiste, își urmăresc dorințele lor de putere de, și așa mai departe. Deci oamenii se află în război permanent, în conflict permanent, în război permanent. Din punctul ăsta de vedere, omul este rău, să zic așa, în starea naturală, abia prin cedarea unor drepturi și apariția statului, deci prin contract, atunci putem să sperăm că ne aflăm pe un drum bun, în sensul că nu ne mai luptăm între noi, pentru că tot la fel se luptă și ceilalți. Și atunci noi renunțăm la dreptul nostru, cum să zicem, natural, de a face lucruri rele, de, nu știu, a da în cap cuiva ca să îi luăm jucăria,
Renunțăm la dreptul ăsta pentru că și ceilalți renunță la dreptul lor. Și atunci, prin această teorie a contractului, făcută între oameni, putem să sperăm în pace. Ce este interesant aici este că teoria contractualistă trebuie văzută ca fiind un contract între oameni, nu între, cum să zicem, între membrii comunității și cel care conduce comunitatea. Cine o fi el? Rege, voievod, principe, o adunare, deci mai mulți oameni, deci un om sau mai mulți oameni. Deci nu este între ei, ci între oameni este făcută. Aici e punctul forte și cred că și punctul slab al acestei teorii. Pe semne că e frumos în teorie, dar greu de pus în practică, pentru că chiar și ăla care e în funcția statului, președinte, rege, ce-o fi el, suveranul. Suveranul, da? E tot om. Dacă am putea cumva să nu fie om, ar fi frumos atunci, pentru că el n-ar mai fi subiectiv, n-ar mai avea un interes, cum să spunem, și astfel încât să deturneze acest scop frumos care este acela de pace și de asigurarea bunăstării. Și lucrul ăsta putem să-l vedem în orice societate care și astăzi, și mă rog, pe vremea lui, se numește democratică, dar de fapt nu este democratică. Orice societate comunistă e așa. O știm și la noi, o știm și din China, știm și din Rusia, în Turcia, numai democrație nu este acolo. Pe semne că cei care conduc au bune intenții, poate că vor binele oamenilor, dar e distanță foarte mare între o stare de fapt și o stare de drept. Poate că așa e de drept, dar de fapt se întâmplă lucruri rele acolo și nu se asigură nici pacea, nu se asigură nici bunăstarea oamenilor. Leviatanul are patru părți în care Thomas Hobbes vorbește despre om, despre drepturile sale, despre stat, despre apariția statului, dizolvarea statului, despre biserică, despre regatul lui Dumnezeu, despre comunitatea civilă, a patra parte, regatul întunericului. Cum reușește Hobbes, și aici mă refer la personalitatea lui, să acopere o paletă atât de diversă din punct de vedere al preocupărilor sale intelectuale? Da, e adevărat, este un exercițiu fantastic, pentru că lucrarea e un adevărat tratat. Exact. Că ai aici tot, mă rog, la nivelul secolului 17, sunt de acord, ai tot ce trebuie din toate punctele de vedere. Din cauza aceasta, lucrurile se leagă. Și tratatul despre om se leagă cu tratatul despre drept, despre stat, despre religie. A avut o capacitate fantastică din acest punct de vedere. Asta e un alt motiv pentru care această lucrare e foarte valoroasă și trebuie pusă alături de cele mai mari cărți ale omenirii. Și se leagă foarte bine. Pentru că tot ce vedem în prima parte se leagă de partea a doua și partea a treia și părțile celelalte. Nu sunt rupte. Nu facem un tratat, să zic așa, despre om, independent de tratatul despre cetate, despre stat. Da. Ele sunt legate și sunt îngemănate unele în altele și vin cu idei de la una în alta, pentru că până la urmă baza o constituie niște idei filozofice și am subliniat acolo niște idei, după părerea mea, raționale, raționaliste. Se pleacă de la rațiune și se ajunge la rațiune. Pe semne că așa aici trebuie văzut cu ați amintit de Imperiul Întunericului. Faptul că oamenii, mă rog, era dorința lui, nu? Să nu se teamă de pedeapsa divină, mai întâi de pedeapsa oamenilor să nu se teamă, pentru că dacă e pace în jurul nostru, atunci nu mai trăim cu teamă. Însă se menține teama de pedeapsa divină, de pedeapsa de după moarte. Să zicem că în timpul vieții, după Hobbes, în timpul vieții nu ne mai e frică nici măcar de biserică și de pedeapsa divină, dar ne poate fi frică de ce se întâmplă după moarte. Și atunci are nevoie de o eliberare și din punctul ăsta de vedere. Și asta e un alt argument pentru raționalism. Din cauza aceasta, unii l-au făcut ateu. Acum, nu știu dacă este ateu sau nu, asta o să vadă cititorii, dar părerea mea este că pot să vadă în această carte foarte multe elemente spirituale, spiritualiste, dincolo de raționalismul lui foarte clar, foarte evident, dincolo de accente și de critici pe care le putem înțelege printre rânduri la adresa bisericii, la adresa credinței, putem să vedem și elemente spiritualiste, pentru că, până la urmă,
rațiunea este aceea care este, cum să zicem, facultatea suverană. Ori rațiunea nu este, să punem problema în sens de dispută dintre empirism și raționalism. Nu în sensul acesta al disputei dintre empirism și raționalism. El nu respinge empirismul ca să îmbrățișeze raționalismul ca o modalitate de cunoaștere. Nu, dar rațiune în sens de facultate supremă, în sens de principiu, în sens de alfa și omega. Da. Asta, după mine, poate fi văzut și ca un foarte important element spiritualist. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre un text fundamental în istoria umanității, am putea spune Leviatanul, lui Thomas Hobbes, carte publicată în colecția Cogito, colecția de filozofie a editurii Herald, în traducerea lui Alexandru Angel. Am vorbit astăzi cu domnul Adrian Niță, conferențiar universitar, doctor, cercetător științific la Institutul de Filozofie Constantin Rădulescu Motru. Nu uitați de campania lecturii filozofice, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, găsiți această minunată, remarcabilă lucrare Leviatanului Thomas Hobbes, dar și alte lucrări de filozofie din cadrul acestei frumoase colecții, colecția Cogito. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o viitoare emisiune, la o viitoare rubrică a pastilei de lectură. Până atunci, o zi frumoasă în continuare și lectură minunată. Mulțumim domnului Adrian Niță. La revedere! La revedere!